Bună seara, bună seara! Salutare, oameni buni! Mă auziți? Mă vedeți? Salutare, oameni buni! Bună seara! Pentru început, v-aș ruga să scrieți în chat dacă mă auziți și dacă mă vedeți. Am nevoie de acest feedback pentru a ști că totul se desfășoară în condiții normale. Da? Aștept să îmi scrieți un mesaj în care să-mi spuneți dacă mă vedeți și dacă mă auziți în condiții bune. Este o mică diferență între transmisiune și chat. Bună seara, Dan Radu, te auzim perfect, se aude și se vede. Păi, încă o dată vă spun bună seara și bine ați venit. Eu sunt Constantin Barbu. Dacă încă nu, dacă este cineva care încă nu mă cunoaște, și vă urez și un călduros la mulți ani, pentru că este începutul anului 2023 și am zis să încep în forță acest an. Salut, salutare, Nicolae, Eric, Ionuț, Costel, este ok, se vede, mulțumesc încă o dată. Așadar, am zis că este 2023, început de an, și ce poate fi mai interesant decât să începem în forță, să încep cu ceva informații din această lume a mobilierului, de care eu încă sunt îndrăgostit și după atâția și atâția ani. Am zis să vin cu niște informații către voi, să vă salut, 30 de urmăritori, da, ok, să vă salut și de ce nu să facem aceste minute ce urmează, să le facem mai interesante, să învățăm cu toții ceva și eu învăț, am ceva emoții, așa că încă de la început vă adresez rugămintea să mă să acordați clemență în cazul în care mă mai bâlbâi cum am făcut acum sau dacă fac vreun dezacord gramatical. Mi-am făcut un plan, un plan general, dar sigur va mai suferi ceva modificări, așa că le facem aici în direct. Nu o să stau foarte mult, vreau să intru în pâine, cum se zice. Salut, salutare, la mulți ani! Vreau să intru în pâine, să nu divaghez foarte mult de la subiect. Așadar, oameni buni, în seara asta m-am gândit să vorbim despre mobilierul de bucătărie și în special de unul dintre corpurile componente ale acestui mobilier și anume corpul de cuptor. Cum se construiește acest corp de cuptor? Cum se construiește într-un program 3D, pentru că suntem în anul 2023, dar și cum se construiește live din atelier. Bine, nu e chiar live, este înregistrat, însă m-am filmat pas cu pas cum am construit acest corp, cum l-am realizat, cum l-am trasat, cum l-am găurit, cum l-am asamblat, totul pas cu pas, astfel încât ție să-ți fie mai ușor în demersul tău de a-ți construi corpurile de mobilier. Fie că știi deja, fie că încă nu ai făcut acest lucru, oricum ar fi, în orice situație vei avea de câștigat, pentru că vei vedea și varianta mea de construcție a acestui corp de mobilier și împreună cu ceea ce știi deja, poți să le compari, poți să le verifici și să-ți formezi un stil, să iei ce e mai bun de la ce o să spun eu, ce o să prezint eu și să completezi stilul pe care deja îl ai, asta în cazul în care ai construit deja un corp de mobilier de bucătărie, în cazul de față corp de cuptor incorporabil. Cum incorporăm un cuptor în mobilierul nostru de bucătărie? Acesta va fi subiectul în această seară, repet, voi face o demonstrație live în 3D, în SketchUp, îl voi construi cât de repede pot
și astfel încât și să înțelegeți, să rămâneți cu ceva informații, după care voi trece în a doua parte și vă voi prezenta pas cu pas cum am construit, cum l-am asamblat, cum l-am dus la bun sfârșit. Acum, partea bună este că celelalte corpuri de mobilier, de bucătărie, se construiesc cumva la fel, prin aceleași tehnici, bineînțeles că diferă, însă acesta este unul mai particular, un corp un pic mai tehnic, un pic mai complicat, care probabil, la care probabil v-ați gândit așa cu multe semne de întrebare. De aceea m-am gândit să-l luăm și să-l disecăm, să-l analizăm, să-l luăm pas cu pas și să vorbim despre acesta, să-l lăsăm efectiv fără secret. Un lucru foarte important de menționat, la sfârșitul acestei transmisiuni, te aștept să vii cu întrebări la care îți voi răspunde în direct, cum altfel, că nu-i așa, e o transmisie live streaming. Așa că dacă ai întrebări referitoare la acest corp, sau de ce nu la întregul video de bucătărie, la sfârșitul transmisiunii te aștept să le adresezi și o să stau până o să răspund, sper eu, până la ultima întrebare. Da? Bun. Acum că am făcut și acest anunț, vă mai spun că în timpul transmisiunii nu o să pot să urmăresc chat-ul, o să-mi văd de prezentarea mea, o să mă focusez aici în interior, astfel încât să fiu cât mai explicit, astfel încât informațiile mele să ajungă la tine într-un mod cât mai ok, să înțelegi și, repet, timpul tău investit în acest live să fie răsplătit. Efectiv, să rămâi cu ceva în urma acestei transmisiuni, în urma acestui live. Da? Ăsta este scopul meu. Așadar, încă o dată vă adresez un salut. Bună seara, bine ați venit și eu zic că este momentul să începem. O să mă uit un pic și peste întrebările voastre sau despre urările voastre. 30 de următoritor, da, ar fi super să lăsați și un like, astfel încât aceste informații să ajungă la cât mai mulți oameni, la cât mai mulți oameni interesați de această lume interesantă a mobilierului, do it yourself, oameni care sunt pasionați, nu neapărat de a face o reducere de bani, cu toate că și aceasta este importantă, ci oameni cărora le place să muncească, să creeze, sunt pasionați de matematică, de geometrie și de ce nu, de lucru manual, să lucrezi, să vezi efectiv când în mâinile tale iese ceva, iese un corp și în același timp să te și deconectezi de la problemele zilnice, că practic asta faci în momentul când lucrezi, te concentrezi la ce ai de făcut și funcționează ca o mică terapie. Gata cu vorba, haideți să trecem direct la subiect și să vedem despre ce este vorba și despre cum putem să găsim cele mai bune formule pentru a ne construi mobilierul de care avem nevoie. Așadar, o să încep cu o mică prezentare din SketchUp. Să presupunem că acesta este un mobilier de bucătărie, este un pic mai complicat. Am ales special această formulă pentru că nu trebuie să vă sperie chiar dacă este un mobilier de colț. Am observat că mulți intră ușor în panică fiind o astfel de variantă. Bun, așadar, în seara aceasta vom vorbi despre acest corpuleț de mobilier, de acest modul care este prezent aproape în orice bucătărie, mai rar să găsești o bucătărie fără cuptor, da? Mai ales incorporabil. Fie că este electric, fie că este pe gaz mixt, oricum ar fi, trebuie să găsim un loc să-l incorporăm, să-l așezăm cât mai eficient. Și foarte important de făcut o mică paranteză, să respectăm instrucțiunile de montaj oferite de producător, să nu ne trezim că el se poate defecta și garanția să nu acopere această defecțiune. Așadar, în premieră începem fluxul de informații. Repet, acesta este corpulețul de cuptor. Pentru început,
o să-l elimin de aici pe domnul cuptor, să vedem un pic cum arată structura acestui corp. Repet, el se poate face în mai multe variante. Eu, ceea ce o să vă reprezint în seara aceasta, varianta aceasta, este una testată, retestată. Vă asigur că este cea mai simplă și cea mai eficientă, atât din punct de vedere al execuției, cât și al costurilor, optimizată și așa mai departe. Da? Și cuptorul va funcționa ok, așa că am ajuns la concluzia aceasta și la forma aceasta după mai multe încercări, după mai multe experimente. Bun. După cum vedem, probabil cei care ați mai făcut o să vi se pare un pic ciudat. Repet, eu vă spun că aceasta este cea mai optimizată și este varianta pe care eu o folosesc. Da? Avem aici un gol în care va intra cuptorul nostru, repet, fie electric, fie pe gaz, asta are mai puțin importanță, pentru că dimensiunile acestuia sunt cumva, sunt aproape identice. Zic aproape identice pentru că fiecare producător are practic propriul său prototip, propriul său cuptor. Însă diferențele sunt foarte, foarte mici. Așa că, ca o paranteză, ca un asterisk, în momentul când vă cumpărați cuptorul, puteți să verificați și instrucțiunile de montaj și dacă diferă foarte mult de ceea ce prezint eu aici în seara asta, să le upgradați, să le adaptați. Și pentru ca să vă pot fi de folos, în cazul în care există diferențe față de ce o să prezint eu acum, în cazul dumneavoastră cu vostru, când o să cumpărați cuptorul, puteți să lăsați în acest comentariu diferențele sau să intrați pe grupul de Facebook în care suntem peste 1800 de participanți. El se numește Do It Yourself Mobilierul Casei și pe acest grup de Facebook puteți să postați speța voastră, o postați și cu cât mai multe comentarii, cu cât mai multe imagini și detalii despre speța în care vă aflați, faceți o postare pe acest grup și în care pe acest grup sunt mai mulți meseriași în afară de mine, mai mulți meșteri, mai mulți tâmplari, mai mulți proiectanți și bineînțeles și foarte mulți începători și în cazul în care de cele mai multe ori răspunsurile s-au găsit la întrebările adresate de către cei de pe acest grup. Așa că vă încurajez să intrați pe acest grup și când aveți ceva de întrebat, când aveți un moment de blocat, să puneți acolo, să faceți o postare și, repet, de cele mai multe ori veți găsi răspunsul întrebării voastre. Bun, acum cu această paranteză făcută și adresându-vă și încă o dată sugestia de a verifica totuși indicațiile primite de la producător, o să intru efectiv în SketchUp și o să construim fiecare placă în parte până când ajungem la rezultatul final pe care ni-l dorim. Așadar, o să mai mă întorc la această variantă pentru a mai face referire la câteva bucăți, la câteva plăci, astfel încât să mă fac cât mai bine înțeles. Bun. Intrăm pe suprafața de lucru în programul SketchUp. Apropo, sunt în varianta SketchUp 2022 Pro, însă în varianta trial, gratuită pentru 30 de zile, așa că în trecut am lucrat pe varianta tot gratuită SketchUp 2017, deocamdată nu mai este disponibilă pe platforma celor de la SketchUp, așa că m-am upgradat și eu sunt în pas cu, impropriu spus, în pas cu ceea ce prezintă cei de la SketchUp într-o variantă gratuită. Și de ce folosesc această variantă? Deoarece atunci când suntem începători, merge să ne împrietenim cu acest program în varianta gratuită. Dacă voi vreți să faceți business, vă recomand să luați varianta plătită, cum este și normal, are mai multe beneficii, vă veți bucura de tot ce știe să facă acest program și credeți-mă că este unul complet, este și se poate exporta în CNC-uri, are o grămadă de plugin-uri, este, repet, din punctul meu de vedere, unul dintre cele mai complete programe și unul dintre cele mai compatibile și mai ales foarte prietenoase cu
noi utilizatorii, mai ales dacă suntem la început. Eu sunt un întâmplar la bază și am învățat să lucrez în acest program destul de ușor, am mai lucrat și în altele. Acesta mi s-a părut cea mai intuitivă, ăsta este motivul pentru care l-am ales și pentru care îl promovez, să spunem așa, astfel încât să ne putem face treaba. Bun, suntem pe programul, în programul SketchUp și începem să construim corpul nostru de cuptor de la zero. Prima comandă pe care eu o folosesc și cea mai... Nu este nimic complicat, sunt 5-6 comenzi. 5-6 comenzi sunt toate și ele se tot repetă. Așa, prima comandă este aceasta, rectangle sau de la tastatură. O activăm, mergem aici în punctul de origine. Cine are laptop poate să folosească InTime cu mine, poate să facă și el câteva comenzi și repet la sfârșit dacă e ceva ce nu ați înțeles, puteți să adresați întrebarea. Da, mergem cu comanda rectangle aici în punctul care se mai numește și origin, tragem în direcția dorită și de la tastatură introducem următoarele cote. 600, care este și lungimea corpului. Acesta este un stas, deci ori de câte ori avem nevoie să introducem un corp de cuptor într-un modul, această lungime a modulului este 600, da? 600, și eu o să introduc și cota de 510. O să vedeți imediat fiecare cotă din aceasta, care este semnificația ei, de ce o folosesc, de ce o recomand și așa mai departe. Deci toate cotele vor fi dezvăluite, să spun așa, vor fi analizate și explicate în amănunt. Deci 600 cu 510. Apăsăm un Enter și iată-ne cu primul nostru obiect 2D efectuat. Bun, avem așa, lungimea corpului va fi, lungimea exterioară sau cota de gabarit va fi de 600 și adâncimea de 510, da? Avem aici 600, după cum arată programelul, și adâncimea de 510. Repet, o să vă explic imediat toate cotele de ce le folosesc în această formulă, da? Bun. Ca să transformăm acest obiect 2D într-un 3D, folosim comanda push-pull, este aceasta, am activat-o, tragem către direcția dorită, în cazul meu în sus, și de la tastatură introduc 18, care reprezintă grosimea materialului cel mai des folosit în România. Fie că este lemn, fie că este MDF, fie că este PAL, 18 mm este grosimea cel mai des întâlnită. Așadar, 18 am introdus și eu. Și avem primul obiect 3D creat în acest program, care reprezintă, să fac așa o paralelă, este această placă inferioară, este placa inferioară a corpului. Nu pot să vă arăt eu acum exact, pentru că ea nu este vizibilă absolut de tot și ar trebui să șterg foarte mult din această schiță 3D și nu-mi doresc asta. Bun, dar o să vedem imediat că o să prindă contur. Avem prima placă construită, respectiv placa inferioară, așadar cu 600 lungime, 510 adâncime. Urmează să creăm pereții laterali, la fel mergem la comanda rectangle cu care v-am obișnuit, foarte rapid o să construiesc această variantă 3D, da? Mă prinde cele două corpuri, de la tastatură introduc 510 care este adâncimea, virgulă 18 care este grosimea pereților laterali și a plăților de mobilier cel mai des întâlnită, 18 mm. Da? Pe acest contur 2D mergem, dăm un click și urmează să transformăm într-un obiect 3D, cum altfel decât cu comanda push-pull, este aceasta de aici, sau de la tastatură apăsând tasta P. Da, am activat-o, tragem în direcția dorită și introduc următoarele dimensiuni, și anume 744. 744 este înălțimea clasică a tuturor corpurilor de mobilier, de bucătărie, corpuri inferioare. Este o cotă care puteți să o rețineți sau puteți să vi-o notați. Și ea este Enter de la tastatură și ea este valabilă. Imediat o să vin să explic câteva detalii. Da? Bun. Ea este valabilă atunci când înălțimea totală a mobilierului nostru este de 900 de milimetri, adică din pardoseală până în blat. Când avem 900 de milimetri, este
Este o înălțime stas, o înălțime standard, să-i spunem așa, care poate diferi în funcție de înălțimea aceluia care utilizează bucătăria. Dacă avem o persoană care este mai înaltă de 1,80, atunci putem să ne ducem pește ăștia 900 de milimetri cu 20 de milimetri. Dacă 20-30, dacă avem o persoană din contră mai scundă, sub 1,50, să spunem, sau în jurul a 1,50, această înălțime poate să fluctueze ușor, la fel 20-30, maxim 40-50 de milimetri. Și zic asta pentru că dacă scădem sub 850, multe dintre electrocasnice, printre care mașinile de spălat vase, mașinile de spălat rufe, nu o să se mai potrivească, nu o să mai poată fi incorporat. De aceea, sub 850, nu prea se construiește mobilier, corpuri inferioare, aparținând bucătăriei. Bun. Deci eu o să fac referire la această cotă 900 standard, care este până deasupra blatului. Deci din pardoseală până deasupra blatului avem 900 de milimetri. Dacă din acești 900 de milimetri vom scădea 100 de milimetri, care este și va fi înălțimea picioarelor de bucătărie folosite. Deci noi folosim standard picioare de 100 de milimetri. Din 900 scădem 100, deci au rămas 800 de milimetri. Dacă vom scădea și grosimea blatului, care este 38 de milimetri, la fel cel mai des întâlnită și utilizată în momentul de față, și mai scădem și această grosime a plăcii inferioare pe care tocmai am construit-o, ajungem la un total de 744 de milimetri. Acesta este motivul pentru care înălțimea pereților laterale ai mobilierului de bucătărie, eu îi construiesc la 744, repet, puteți să o rețineți, pentru că toți pereții laterale ale tuturor corpurilor vor avea 744 de milimetri. Bun, acum că am deslușit și acest mister, ne întoarcem pe suprafața de lucru la corpulețul nostru, pentru că l-am lăsat singur. Bun, am uitat să vă spun ceva foarte important și am revenit la primul nostru corpuleț 2D. De fiecare dată în acest program, după ce construiți un obiect 3D, faceți ce nu am făcut eu, adică să-l transformăm într-un component. Cum facem asta? Deci, repet, după ce construim orice fel de primă piesă de mobilier sau orice piesă, o transformăm într-un grup. Cum facem asta? Triplu click stânga de la mouse, click dreapta și de aici alegem Make Group. De ce facem asta? Dacă observăm acum, dacă am dat un click aici pe această suprafață, vedem că s-a activat doar suprafața. Dacă dăm pe această muche, s-a activat doar muchea. Astfel, sunt mai multe componente într-un singur obiect. Da? Și noi trebuie să transformăm acest obiect într-un grup. Întotdeauna. Este foarte simplu. Am construit piesa, o transformăm într-un grup. Deci, triplu click de la mouse, click stânga, click dreapta, make group. Acum este totul complex și mergem la construcția peretelui lateral. Am uitat, ăsta era un lucru foarte, foarte important de menținut și nu aveam cum să trec peste el. Așadar, refacem peretele lateral. Imediat, durează câteva minute și o să terminăm cu acest 3D. Bun, acum am creat al doilea obiect de mobilier. Bineînțeles că și pe acesta îl transformăm într-un grup, da? Triplu click stânga, click dreapta, make group. L-am făcut make group, acum îl pot muta, îl pot modifica, îi pot crea o copie, ceea ce o să fac și eu imediat. Deci avem primul perete lateral, așa cum este normal pentru construcția acestui corp, avem nevoie de doi pereți laterali. Ceea ce o să fac, o să copii acest perete. L-am selectat, M de la tastatură sau comanda aceasta, care se numește și Move. Ea se folosește atunci când vrem să mutăm un obiect, când vrem să mutăm o piesă de mobilier, folosim comanda Move, o activăm de aici, sau M de la tastatură. Mă îndrept către acest corp, trag în direcția dorită, în cazul meu, în partea dreaptă, de la tastatură, pentru a efectua copia, apăsând tasta Control, rețineți Control de la tastatură, și mă îndrept către direcția dorită, în cazul meu, în acest colț, da? Și l-am unit aici. Corpul meu începe să prindă contur. Da? O mică paranteză. Odată construit, o să mă pun aici în centru.
Odată construit un cor de bucătărie, putem să ne facem un fișier unde vom pune toate corpurile de mobilier. Și de câte ori vom avea de construit un cor de mobilier, mergem în acel fișier, luăm acel corp și îl mutăm aici, îl copiem. Da? Deci avantajul acestui soft este că putem să luăm corpurile, le construim o singură dată, le mutăm într-un fișier unde să le avem pe toate de aceste dimensiuni. Data viitoare, când aveți de efectuat o bucătărie în 3D, efectiv îl luăm din acel folder, fișier și îl copiem aici. Nu mai facem absolut nimic. El va fi exact cum l-am construit noi, la cote, 1:1, și atunci ne va ușura munca. Fie că este mască de biuvetă, fie că este corp de sertare sau altele. Repet, prin acest shortcut le putem lua și le putem muta, le putem copia și ne va ușura munca. Bun. Revenim la corpulețul nostru de cuptor. Așadar, am construit cei doi pereți lateral și placa inferioară. Mai departe, ce o să facem? O să mă întorc din nou la mobilierul de bucătărie și o să vorbim puțin de dimensiunile cuptorului electric sau pe gaz. Și pentru asta mă voi folosi de instrucțiunile de primite la unul dintre cuptoare, nici nu contează, repet, pentru voi ar fi bine să verificați aceste informații. Și producătorul ne spune că al nostru cuptor are 595 lățime și 594 înălțime. Deci acestea sunt cotele pe care el ni le oferă, 594 și 595 lățime, respectiv înălțime. Majoritatea producătorilor se învârt pe lângă aceste cifre. De cele mai multe ori avem 595 cu 595. Pentru plecând de la aceste date și din experiență, vă spun că pentru a realiza un spațiu necesar și perfect eligibil pentru a introduce, a implementa, incorpora cuptorul, avem nevoie de o înălțime de 600. Adică de aici, nu știu cât are ăsta exact, de aici până aici, iată care 600, da? Avem nevoie de un spațiu interior fix de 600. Da? În principiu o să întrebați, da, dar el are 595 și tu spui să construim un interior de 600. Da, vor mai rămâne 5 mm pe deasupra pe aici, între blat și acest cuptor al nostru, numai bun pentru a se realiza un transfer de căldură, pentru a se realiza o aerisire cât mai bună pentru motor, că noi așa știm cuptorul, în timpul ce lucrează el se încinge și are nevoie de un flux de aer pentru a se realiza răcirea motorului. Da? Iar acest spațiu de 5 mm este numai bun pentru a ajuta la recirculare aerului, pentru a ajuta ca el să se răcească mai repede și să funcționeze în condiții cât mai optime. Așadar, încă o paranteză, o închidem și rețineți că este numai bună această înălțime de 600 de mm pe înălțime. Deci avem până acum 600 lungimea corpului, da? 600 și spațiul interior de care avem nevoie obligatoriu este la fel 600 de milimetri. Ne întoarcem pe suprafața de lucru unde construim noi corpulețul nostru în 3D. Cam aceleași principii se respectă și în momentul când îl construim efectiv corpul nostru în atelier sau unde lucrăm noi, da? De aceea este bine să începeți să lucrați și în 3D, vă sfătuiesc. Odată ce realizați acest lucru 1:1, adică pe scara 1:1, construim un corp în 3D, la fel se va construi și în atelier, și fizic. Da? Doar că fizic mai avem nevoie și niște unelte și de un pic de îndemânare. Dar ideea este că veți reține cotele, veți reține așezarea și va fi mai simplu când aveți toate piesele pentru a-l incorpora, pentru a-l asambla. Revenind la
corpulețul nostru, așa cum am zis, de aici, de la partea superioară, avem nevoie de un spațiu de 600 de milimetri. Apăsând 600, această uneltă, am folosit-o, dar nu v-am făcut cunoștință cu ea, este aceasta, sub simbolul unei rulete. Ea se numește și tape în limba engleză și o activăm de la tastatură cu tasta T, de la tape, sau de aici din bara de start, activând-o cu un click de la mouse. Bun, m-am agățat de aici de colțul acesta, da, am tras în direcția dorită, eu vreau să realizez un spațiu interior de 600. Am tastat 600, i-am dat un enter și programul îmi spune că aici unde am eu linia asta punctată, avem o distanță de 600 de milimetri. Că atât am tastat, atât am vrut eu. Bun, acum, dacă ne uităm un pic mai atent la corpul pe care vreau să-l multiplic, să-l realizez, observăm că pentru a trasa acest, pentru a construi acest mic perete lateral pe care îl vedem aici, da? Avem nevoie să ne ducem încă un 18 mai jos, adică practic acest 18 mm reprezintă raftul pe care s-ar așeza corpul nostru de cuptor sau platforma, să o numesc, pe care el va sta așezat, corpul nostru de mobilier. Însă eu procedez în felul următor. Nu o să mai pun un raft întreg pe care oricum l-aș fi decupat și cu aceste două traverse, cu aceste două legături, am rezolvat mai multe probleme. O să intru imediat în amănunt pe acest subiect. Însă acum ar trebui să rețin că pe lângă ăștia 600, pentru a obține acest perete de sprijin din dreapta, o să vedem imediat că o să-l construiesc, mai avem nevoie să mai scădem și această grosime de 18 mm. Întorcându-ne pe suprafața de lucru, din această cotă mă mai duc 18 mm mai jos. Da? Și am trasat aici o linie care va reprezenta înălțimea acestui perete de sprijin pe care o să-l realizez imediat. Din nou, mă folosesc de comanda rectangle, este aceasta de aici, sau R de la tastatură. Foarte, foarte utilizată. Da? Și mă duc aici, am spus că înălțimea va fi la aceasta de-a doua linie, da? Trasez un contur după linia punctată, de la tastatura apăs P și cu o grosime de 18 mm, după cum cred că v-ați obișnuit, îi dăm un enter și am creat un nou corp, o nouă placă de mobilier, să o numim așa. Acesta este un perete lateral mai mic, să-l numesc așa, care ne va fi de foarte mare ajutor în momentul când cuptorul va intra în locul lui final. Da? După cum știm, trebuie neapărat să-l transformăm într-un grup, așa că tocmai am făcut acest lucru. Bun, acest perete lateral nu este suficient doar în partea dreaptă, avem nevoie de el și în partea stângă, deci vom realiza o copie. Cum de aici cu comanda Move, vă amintiți? Da? Mă prinde acest colț, trag în direcția dorită, apăs un control să se realizeze copia, da? Și mă îndrept către locul final. Da? O să șterg aceste linii ajutătoare, că nu mai sunt de folos. Și am ajuns în această formă, în această poziție. Rolul acestor pereți, mini pereți laterali, pe lângă faptul că ne ajută să realizăm o construcție mai rigidă, mai solidă, este și acela, repet, de a susține greutatea cuptorului. Dacă ați luat un cuptor din ăsta încorporabil în mână și l-ați manevrat vreodată, vedeți că este destul de greu. Este construit din metal, are diferite motoare, motorașe, accesorii, care îl fac destul de greu. Și atunci, ca să nu stea așezat, cum am văzut în foarte multe cazuri, direct pe raft, direct toată greutatea să se susțină în niște șurubele, am ajuns la concluzia că asta este cea mai eficientă metodă pentru a avea un mobilier durabil, un mobilier care să nu se strice în timp, să nu se deterioreze. Putem scoate și introduce cuptorul de o grămadă de ori, corpulețul nostru, structura noastră, construcția noastră nu va avea de suferit. Deci aceste doi pereți, mini pereți laterali, au
pe lângă acest rol, repet, de o construcție mai rigidă și de o mai mare rezistență și de o facem obiectul nostru mai durabil. Da? Acum, după cum vedem, sau nu se vede foarte bine, pe lângă acest perez lateral, avem nevoie și de încă două piese, aceste legături, aceste șipculițe, să le numesc așa. Imediat o să înțelegem și mai bine de ce fac acest lucru, da? Din nou luăm comanda rectangle și realizăm aici reprezentăm o primă legătură. De la tastatură introducem 100,564, ceea ce reprezintă și interiorul corpului. Bineînțeles, după aceea luăm comanda push-pull, transformăm într-un 3D, introducem 18 de la tastatură și gata și prima legătură. O transformăm într-un grup, da? Și realizăm o copie, deoarece această legătură nu este suficientă doar în partea frontală a corpului, avem nevoie de una și în partea din spate a corpului nostru de mobilier, a viitorului corp. Comanda move pentru a realiza copia, da? Control, am realizat copia. Imediat o să mergem și în atelier și o să vedeți cum asamblez eu, cum găuresc, cum le trasez, ce accesorii folosesc pentru a asambla acest corp. După cum vedem, corpul începe să prindă din ce în ce mai mult contur. Da? Avem practic două mini-ansamble într-unul singur. Și o să, în momentul de față, să le fac cât mai da? Avem prezența corpului de bază, da? În care vom introduce acest accesoriu. Așa le voi și construi separat, după care acesta îl voi introduce în construcția de bază a corpului. Cam așa va arăta, imediat o să le și explic pe fiecare, cote, înălțimi, lățimi și așa mai departe, să vi le puteți nota. Însă, până atunci, mai avem de făcut un singur lucru și corpul nostru de cuptor este gata. De fapt, primul dintre ele este să atașăm picioarele acelea de 100 de milimetri și a doua este să ne gândim ce vrem să intre aici în acest spațiu. Cum vrem să-l folosim? Și sunt două variante. Să construim un sertar sau să facem o ușă. Varianta mai simplă este cu ușă, rabatabilă de sus în jos. Varianta un pic mai complicată pe care eu am ales-o și mai eficientă din punctul meu este să construim un sertar, să-l băgăm în spațiul ăsta, astfel încât să ne folosim de spațiu de față. Așadar, o să încep cu introducerea picioarelor de mobilier. Picioare fără de care noi nu putem să construim mobilierul nostru. Da? Iar în acest program, foarte simplu, le vom crea mergând aici la 3D Warehouse, da? Și din baza lor de date care este imensă, de aici am luat și cuptorul, ne alegem ceea ce dorim. În cazul meu, o să scriu în limba engleză Legs Cabinet. Da? Îi dăm un Enter și de aici, de la Models, da, se pare că este un mic bug. Mai încercăm o dată. Bun, să spunem că vrem să-l alegem pe ăsta, efectiv îi spunem că vrem să-l aducem pe suprafața noastră de lucru și iată-l cum prin două clicuri îl avem aici prezent pe suprafața noastră de lucru. Acum ca acest live, această transmisiune să vă fie și de un mai mare folos, o să vă dau și cotele de poziționare, de montaj ale acestor picioare de bucătărie, da? Înainte de a-l întoarce pe acesta, haideți că l-am și întors. Bun. Îl dăm la o parte ca să
Vorbim despre cotele de montaj ale acestor picioare. Am văzut că mulți vin cu această întrebare și răspunsurile sunt sau nu sunt. Așa că am decis să vin și eu cu propria mea variantă de montaj a acestor picioare. Luăm unealta tape, v-ați obișnuit direct cu ea și din fața mobilierului eu folosesc cota de 50 de mm. Trasez o linie de 50, la fel și din spate, tot 50 de mm. Am introduc de la tastatură, da? Iar de aici, din partea stângă a corpului nostru, este suficient să trasați cota de 25 de milimetri. Deci eu acestea le folosesc. 25 din față și 50 din față, respectiv din spate, și 25 de lateral. Deci dacă aveați întrebări pe această temă, am deslușit și acest mister. Și facem un cadru așa din aceste cote pe care tocmai vi le-am dezvăluit, după care luăm piciorul și o să-l montăm în interiorul acestui cadru. La fel vom face și în partea dreaptă, o să vedeți că și în atelier o să fac la fel, aceleași trasaje, aceleași prinderi, dar am zis că să le mai specific o dată ca să fie de un real folos și să reținem cât mai repede. Da? Toate corpurile de mobilier se vor supune aceleași reguli, mai puțin în cazul în care avem mașină de spălat vase. Această mașină de spălat vase schimbă cumva această configurație. Doar dacă o avem încorporabilă, va schimba această configurație, acest trasaj. Dacă nu avem mașină de spălat vase, acestea sunt cotele 50, respectiv 25 de milimetri. Acestea fiind spuse, după cum vedem, noi suntem la nivelul 0, suntem pe pardoseală, cum ar veni aici, pentru a implementa aceste picioare, avem nevoie să ridicăm acest corp cu 10 cm mai sus, selectăm tot corpul, comanda Move, 10, ne îndreptăm către partea superioară a planului și de la tastatură introducem 100. Dăm Enter și acum am suspendat corpul meu cu 100 de milimetri, pentru că aceasta este înălțimea picioarelor de față, 100 de milimetri, și este numai bun acum spațiu pentru a introduce picioarele la locul lor final. Ele nu se văd în acest proiect 3D, picioarele sunt foarte puțin vizibile, dar în construcția mea sunt foarte importante. Da? Nu avem cum să construim corpuri de mobilier fără picioare. Fie că sunt ele de PVC sau metalice, este musai să știm și să le folosim. Da? O să construiesc, o să pun două și în partea din spate și iată cum acum corpul meu este aproape complet. Bine, bun. Mai departe. Așa cum am spus, este aproape gata, mai avem să implementăm aici o ușă sau un sertar. Indiferent că ce vom alege să folosim, frontul va avea aceleași dimensiuni. Această ușă sau frontul față de sertar va avea aceleași și aceleași dimensiuni. Pentru a desluși și pentru a vedea clar cum trebuie să construim acest front, astfel încât să nu influențeze greșit viitorul corp de mobilier, mergem la instrucțiunile oferite de producător. Repet, fiecare producător are instrucțiuni ușor diferite, de aceea vă sugerez să le verificați. În cazul meu, în cazul acestuia, el ne spune că între raftul sau între spațiul, între platforma pe care stă așezat cuptorul și frontul nostru, avem o distanță de 3 mm. Deci trebuie să lăsăm o distanță minimă de 3 mm. Ceea ce o să fac și eu. Repet, între raft, între legătură și front, avem 3 mm. Ceea ce o să fac și eu. Luăm din nou comanda tape, mă voi ajuta de ea și de aici, din partea superioară a raftului, să-l numesc așa,
introduc cota 3 de la tastatură, ceea ce reprezintă 3 mm. Dacă ați mai urmărit tutorialele mele cu informații din lumea mobilierului, vă amintiți, sau dacă nu vă amintiți, vă reamintesc eu, că pentru a stabili dimensiunile unui front avem nevoie de un contur de 1,5 mm de jur împrejurul corpului. Eu nu o să mai fac acest contur la partea superioară, că am aflat că e 3. Stânga, dreapta și jos o să las o distanță de 1,5 mm. Da? Tastez 1.5, am dat un Enter. Da? La fel și în partea dreaptă și corpul meu va fi gata după ce voi realiza și acest front. Și o trecem la alte informații la fel de interesante din atelier. Și aici 1,5 mm și am trasat un contur de 1,5 mm. Ăsta este perfect. Frontul va funcționa perfect, va funcționa ideal, vă garantez, mergeți pe aceste dimensiuni. După odată trasat acest contur, nu rămâne decât să iau comanda Rectangle, mă prind de aici exact de la intersecția liniilor corecte și mă îndrept către diagonală, respectiv către colțul opus. Aici sunt atent să mă opresc exact la intersecția liniilor tocmai efectuate, tocmai trasate și apăs P de la tastatură, transform acest obiect 2D într-un 3D. Vă aduceți aminte? Push-pull, da? Tragem în direcția dorită, 18 grosimea materialului, Enter și iată-ne cu frontul de sertar pe care îl transformăm într-un grup, da? Și acum putem spune că avem dimensiunile 1 la 1, dimensiuni corecte, dimensiuni pe care puteți să vă bazați și vă puteți construi în viitor corpurile de mobilier. Repet, evident, probabil sunt și alte variante. Eu vă spun una testată și netestată. Alegerea vă va aparține. Bun. Mai departe. Ștergem aceste linii ajutătoare ca desenul să fie cât mai simplu. O să șterg și acest lucru că acum nu mai mi-este de folos. Și avem corpul nostru de mobilier gata în proporție de 100% sau 95%. Dacă vreți să introduce sertar aici, vă uitați la tutorialele mele, am număr de 3, cred că este cel mai complet ghid, cel mai complet material despre sertare, zic eu, din ce există pe internet. Am făcut research pe toate limbile posibile, bineînțeles că exagerez, dar am făcut un research, o căutare amănunțită și nu am găsit un material mai amplu și mai detaliat decât cel pe care l-am făcut. Sunt 3 episoade, 3 tutoriale, în total sunt peste 70 de minute cu informații amănunțite despre tot ce înseamnă construcția sertarului. Găsiți pe canalul meu de YouTube. Așa că nu o să mai stau acum să arăt cum se construiește sertarul. Dacă vă interesează, intrați acolo, aveți informații despre proiectare, despre construcție, reglaje, montaj, fronturi, absolut, absolut tot. Da? Vă le găsiți acolo pe canalul de YouTube și sunt 6 tipuri de sertare, nu numai unul singur. Acum, dacă alegem să folosim o ușă, atunci ia să vedem dacă mă descurc aici. Atunci ea se va deschide în felul următor. De sus în jos, îi punem niște sisteme, exact așa, da? Se va deschide ușa noastră în cazul în care alegem să folosim aici o ușă. Aici jos pe placa inferioară vom pune două balamale, îl vom face să se deschidă așa, cu un opritor sau nu, rămâne la alegerea voastră, nu este greșit. Acesta de aici este un loc numai bun, foarte potrivit pentru depozitarea tăvilor. Știm că al nostru cuptor vine cu niște tăvi, niște accesorii în dotare. Acele tăvi uneori se folosesc, uneori nu se folosesc. Când nu se folosesc, acesta este un loc excelent pentru depozitarea acestora. Da? Bun. Haideți să-i dăm și o culoare. Îi facem aici un front roșu și ăsta, acesta este corpul meu de cuptor. În varianta finală. Și acum, pentru că ați intrat pe acest live și pentru că ați avut răbdare să construiesc corpul până la final, o să vin și cu dimensiunile, o să rămân aici. Oricând
vreți, puteți să reveniți la acest live și să îl vizionați. Avem 597 de milimetri frontul pe lungime cu o înălțime de 157 de milimetri. Da? Așa a reieșit fără să introduc eu nicio cotă. Eu m-am folosit de informațiile tehnice pe care trebuia să le respect și iată, acestea sunt cotele frontului de frontului atunci când avem un corp de mobilier. 157 cu 597, da? O să-l dau la o parte, o să-l trag mai în față, acum că am văzut ce dimensiuni. Acestea sunt cotele panoului, cotele finale. Pe pune scanta base, asta este o altă discuție. Acum o să dau, o să scot de aici și mini-construcția mea, da? Pentru a vă dezvălui, pentru a vă nota dimensiunile în cazul în care vreți să folosiți această variantă, da? Avem aici cei doi mini pereți laterali, nu știu de ce, dar cred că asta n-am potrivit-o foarte bine aici. Acum este perfect, da? 510 adâncime, iar înălțime 126 de milimetri. Avem un mini perete lateral din dreapta și un mini perete lateral stânga. Aceleași dimensiuni, repet, 126 cu 510 și mai avem aceste două legături, cum este și normal, interiorul, dacă exteriorul are 600, interior minus 36 ne dă 564 de milimetri și cu 100 de milimetri. Acest 100 nu e bătut în cuie, poate fi și 110, poate fi și 90, însă prezența lui și forma aceasta ne mai ajută și în următoarele situații, ne va ajuta destul de mult. Ce vreau să spun prin aceasta? O să mă întorc la corpul nostru de mobilier, da? Bun, în mod normal, corpurile de mobilier pe adâncime se construiesc la 550, da? Plus spațiul acesta, ajungem la o adâncime clasică de 550 de milimetri. Însă, repede, dacă v-ați mai uitat pe la tutorialele mele, am mai explicat acest detaliu și în alt episod. Bun. Acum, dacă noi construim la un 510, în spatele mobilierului aici rămâne un spațiu de 40 de milimetri, spațiu perfect pentru a se realiza acea ventilație de care vă spuneam. Da? El are nevoie cuptorul când e în sarcină, când funcționează, de acest spațiu, de acest gap de 40 de milimetri este excelent. Și dintr-un alt punct de vedere, de exemplu, dacă avem trasee de instalație, de apă, de gaz, de curent și așa mai departe, care sunt aparente, de cele mai multe ori ele sunt aparente pe perete, faptul că noi le construim cu 40 de milimetri mai mic ne scutesc de eventuale decupaje. Și atunci este, repet, un spațiu perfect pentru realizarea acestei ventilații. Plus că putem să plictim, să ascundem și instalația de, așa cum am spus, gaz, apă sau energie electrică și nu va mai trebui să decupăm, să facem alte ajustări. Așadar, acest spațiu de 40 de milimetri împreună cu spațiul acesta de sub cuptor creat aici, fără de care ne-ar fi obligat, dacă am avea un raft, să realizăm un decupaj. Deci acest spațiu dintre cele două legături, acesta de aici, ne este de un real folos din aceleași unghi privit. Adică din faptul că ne ajută foarte mult în realizarea acestei ventilații de care are nevoie cuptorul. Dacă mai avem și aici o plită electrică care și ea se încălzește, da, pe dedesubt pe aici, se încălzește și are nevoie de ventilație, deja sunt două corpuri de mobilier, două electrocasnice pe care le ajutăm dacă implementăm această variantă. Mai avem și o mașină de spălat vase sau rufe, care de asemenea, dacă e incorporabilă, și ea are nevoie de ventilație. De aici nu putem decât să ajutăm
dacă alegem această variantă. Dacă am fi pus un raft plin, nu s-ar mai fi realizat acest tiraj, acest flux de aer, da? În care aerul intră pe aici și iese pe sub, pe sub această plintă și se creează un flux de aer. Cât se va putea crea el? Dar în caz contrar, dacă am fi astupat acest spațiu, va fi foarte... ne va încurca, să spunem, îl ajutăm, facem maxim posibil astfel încât să realizăm acel tiraj, da? Aerul va pătrunde și pe aici, prin acest spațiu și prin spate, pentru că nu se va pune pe fele. Eu nu folosesc spate aici, las liber tocmai din acest, din această, din acest obligație pe care o am, da? Din acest considerent. Las loc liber aici, loc liber aici, da? Și spațiu și aerul va circula, va intra într-un flux, va intra într-un traseu, astfel încât să se ventileze, să se răcească acest cuptor al nostru. Da? Încă un motiv pentru care aceasta este o alegere bună. Și dacă tot suntem la capitolul acesta, mai vin cu o completare. Și anume o să vorbesc despre aceste grile, vi le recomand, am făcut la fel o căutare pe întreg, să spunem, în întreg, pe mai multe, pe mai multe broșuri ale producătorilor, nicăieri nu scrie la electrocasnice că ne obligă să punem aceste grile de ventilație. În partea stângă aici este un frigider incorporabil, da? La unele am văzut că recomandă să punem aceste grile, la în altă parte că nu recomandă. Deci nu este o informație oficială, luați-o doar ca pe o sugestie. Personal, eu mi-aș pune aceste grile la partea inferioară, tocmai pentru realizarea acelui flux. Da? Dacă avem ca și aici frigider incorporabil și plus două cuptoare, microunde și cuptor electric, vă dați seama că nu poate decât să-l ajute, unde să se ducă și acel aer, pe unde să se realizeze ventilația. L-am ajutat. Luați-o ca pe o informație, dacă vreți să o aplicați bine, dacă nu, este alegerea voastră. Da? Deci cam acesta este corpulețul nostru în varianta 3D, așa va arăta și în varianta finală, executată în atelier. Da? Vă las aici cotele și ale corpului de bază. Da? Cam acestea sunt 744 cu 510 două bucăți și 600 cu 510 o bucată placă inferioară. Bun, revenim la aici la chat, să vedem dacă este totul în regulă. Bună seara Cristi și tuturor încă o dată, să vedem dacă transmisiunea se desfășoară în condiții optime. Puteți să mai scrieți un mesaj în care să-mi spuneți dacă până acum a fost totul clar, dacă m-ați auzit în condiții bune. Pentru a merge în partea a doua a frumoasei transmisiuni, în care mergem pe partea practică, vedem cum trasăm, cum găurim, ce elemente folosim și cum asamblăm și cum ajungem la final cu frumosul nostru corp și cu frumoasa noastră lucrare. Așadar, aștept să-mi spuneți, să mai scrieți aici în ce, dacă până acum m-ați văzut și m-ați auzit în condiții bune. Și dacă s-a și înțeles. Este o mic delay între transmisiune și până când se văd mesajele în chat. Eu sper să fie totul
în regulă, nu sunt cel mai bun IT-ist, programator, așa cum am spus, la bază sunt un plar. Sper doar că este totul în regulă. Încă o dată vă adresez rugămintea să, dacă ați intrat mai târziu, să mai lăsați și un like, să ajungă informația la cât mai mulți oameni. Să... Totul este în regulă. Mersi, Cristi, te salut! Bun, perfect. Haideți că imediat intrăm și cu partea din atelier, partea practică. La fel, cred eu, destul de interesantă. Și să rămână așa ca un etalon, să rămână mulțumim, totul ok, super, salutare, domnule Barbu, ne puteți arăta și nouă ce aplicație exportați lista de piese, vedem la sfârșit. Bun. Da. Ok. Păi haideți să trecem mai departe. Cu frumoasa prezentare. Bun, acum urmează să facem prezentarea practică, mergem în atelier, le trasăm, le găurim, le asamblăm până la rezultatul final, îi punem și frontul de sertar, o să vedeți că am un sertar și mânerul și la sfârșit vedem așa cum a ieșit. Păi să-i dăm play, o să fiu aici ghidul vostru și haideți să începem. Bun. În față avem cei doi pereți lateral. Primul lucru pe care îl fac înainte să mă apuc de lucru este să notez ce piese am în fața mea, care, ce piese sunt în fața noastră pe bancul de lucru. Eu le notez perete lateral dreapta și perete lateral stânga. Voi puteți să le notați absolut cum vreți, în orice, sub orice formă. După care eu folosesc cota de 50 de milimetri atunci când efectuez trasaje. Voi puteți să o schimbați, dar este una fixă. Acesta este motivul pentru care folosesc 50 de milimetri. Și revenind la construcția noastră, o să fac referire la, pe rând, la fiecare piesă. Deci în pasul 1 am acești doi pereți laterali prinși pe bancul meu de lucru. O să realizez trasajul pentru prinderea dintre acest placă inferioară și cei doi pereți laterali. Găurim aici în cam cei doi pereți lateral pentru a realiza prinderea cu euroșurubul 7:50. Da? Și acum să vedem cum facem acest lucru, cum realizăm cel mai simplu. Da? Trasăm, setăm vincul reglabil la 50 de milimetri și în cantul de inferior al celor doi pereți lateral, trasăm la 50 de milimetri și dintr-o parte și din alta. Acum, cu un burghiu de 5 milimetri, pentru că folosim euroșurubul 7:50, este cel mai
recomandat accesoriu sau accesorii pe care le puteți folosi în asamblarea corpurilor de mobilier. Eu nu folosesc coșuruburi, mi se par, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar nu mi se par compatibile cu mobilierul. Le folosesc coșuruburi 4x50 doar în construcția sertarelor. Ce depășește ca și volum de sertare, folosesc euroșuruburi. Mi se par mult mai elegante, putem să demontăm și să montăm cu o ușurință mai mare, fără să distrugem, fără să deteriorăm corpurile, plus că ele sunt și corpurile mai rigide. Așadar, folosesc burghiu de 5 mm pentru găuri în cant. Aici eu găuresc direct la mână, dar voi puteți să folosiți și un șablon. Acesta din imagine, dacă vă amintiți, am un tutorial în care arăt cum se construiește acest șablon. Puteți să vi-l construiți sau să-l cumpărați de pe site-ul meu. Deci puteți să folosiți șablonul, eu asta vă recomand, să nu dați manual cum am făcut eu fără șablon, dar eu m-am obișnuit și nu este un corp foarte complicat, este poate printre cele mai simple corpuri. Da? Așadar, am reușit să facem aceste două găuri din cantul pereților laterali, iar acum, foarte simplu, avem placa inferioară după următoarele cote, 600 și 510, așa cum am spus, și realizăm trasajul pentru prinderea celor doi pereți laterali. Trasăm, fixăm vinculul la 9 mm, deoarece da? Avem aici o grosime de 18 mm a grosimea plăcilor de mobilier, 18 mm, iar pentru a realiza conexiunea, prinderea dintre această placă inferioară și peretele lateral, o să trasăm pe mijlocul acestui perete de 18, respectiv la 9 mm. Da? Haideți să și arăt aici un pic, ca să fie și mai clar. Da? Trasăm o linie la 9 mm, da? Și din capete o să trasez la 50-50, pentru că este o cotă fixă pe care eu o folosesc, o cotă rotundă, să spunem așa, da, de care se ține minte cu ușurință. Da? Realizez acest trasaj, 50 dintr-un capăt, 50 din celălalt capăt și din lateral 9 mm și după care folosesc burghiul de 6 mm. Da? Și realizez o gaură cu burghiu de 6 mm fix în centrul acestor intersecții. Da? Așa voi face și în partea stângă, după care voi realiza conexiunea, prinderea între aceste două plăci. Revenind la frumoasa prezentare din atelier, acum trasez, așa cum v-am spus, am setat vincul, l-am reglat la 9 mm, trasez primele linii, da? Din lateral la 9 mm și respectiv 50 de mm, așa cum am reprezentat pe suprafața de lucru, pe placa mea inferioară, da? La fel facem și în partea cealaltă, pentru că deoarece avem două ipereți laterali, repet, 9 mm, respectiv 50. Acesta este burghiu de 6 mm, deci în cant, găurim cu burghiu de 5 mm, iar pe suprafață cu 6 mm. Acest burghiu de 6 poate fi 6,5 și 7. Deci, astea sunt două mari informații pe care trebuie să le țineți. În cant cu 5 mm, cu șablon, și pe suprafață cu 6, 6,5 sau 7. Da, îi dăm start. Vedeți, fix la intersecție, să avem grijă să nu deplasăm, să nu facem nici la stânga, nici la dreapta, da, cu burghiu de 6 mm și perforăm placa noastră inferioară în 4 puncte, numai bune și suficiente pentru a monta placa inferioară de cei doi pereți laterali. Marele montaj, mare asamblare. În imagine sunt euroșuruburile de care vă vorbesc, 7x50, iar pentru această margine, pentru acest guler, mai este nevoie să le folosim de un șamfren sau zenc, pe care o să-l vedeți imediat în imagine. Deci pentru acest guler vom avea nevoie să șamfrenăm plăcile noastre acolo unde vom introduce aceste
Euroșurubul 7,50, pe care le recomand. Da? Deci pentru acesta realizăm imediat un șanfren. Șanfren sau zenc îl găsiți în comerț, da? Și placa va arăta exact în acest fel după repet, după această șanfrenare. Da? Cam așa ar trebui să arate. Nu intrați nici foarte mult în material, nici foarte puțin. Pentru început puteți să testați, să intrați ușor, puțin, câte puțin, până vă formați mâna, astfel încât, repet, să fie o adâncime suficientă șanfrenare. Și cam asta este tot. O să prind picioarele de mobilier, pe care cote vi le-am dezvăluit un pic mai devreme, 4 bucăți, le vom monta cu orșluguri de 4 ori 18, setăm bormașina astfel încât să nu se învârtă în gol, da, și introducem pentru fiecare picior câte 4 holți șuruburi. Are niște orificii din construcție, piciorul, fiecare picior, da, și în acele găurele introducem șuruburile. Odată prinse, asamblat corpul, mergem la pasul numărul 2 și anume da, și anume o să realizăm găurirea acestui ansamblu cu numărul 2, să-l numesc așa. Pasă de aici, o să prind și două glisiere, vă spun și cotele la care prind cele două glisiere, da? După care realizez găurirea pentru asamblarea acestui mic modul, să-l numesc așa. Da? Asta facem imediat în următoarele secunde. Da, avem cei doi mii pereți laterali. Unul în partea stângă, unul în partea dreaptă și pe ei îi notez să știu care sunt piesele, după cum se vede foarte clar. Scrie aici perete lateral stânga jos, perete lateral dreapta jos și începem să trasăm pentru montajul glisierelor. Pentru montajul acestora, primele glisiere se prind la 27 de jos în sus, setez vincul la 27 de milimetri și trasez două linii pe fiecare perete lateral, deoarece glisierele vin pe ambii pereți, mini pereți lateral. Da? Trasez două linii la 27 de jos către centrul viitoarelor glisiere. Acestea reprezintă, deci aceste două linii la 27 trasate reprezintă centrul celor două glisiere. Iar din față, din partea frontală a lor, 37, deci două cote, 27 de jos, 37 din față, din muche. Da? Aceste intersecții vor reprezenta punctele de bază de montaj ale acestor două glisiere, stânga dreapta. Da? Deci 27 de jos, 37 din față, din muche, așezăm glisierele astfel încât intersecția celor două găuri să pice fix pe acel orificiu din imagine. Da, vedem cum acea linie va reprezenta și centrul glisierei. Introducem primul holșurub în intersecția celor două linii, da? Astfel încât să nu se învârtă în gol, setăm bormașina să nu se învârtă în gol holșurubul. Foarte, foarte important și fix pe centrul orificiilor introducem șurubul. Am pus pe primul, mergem și cu al doilea și mai punem unul în spate. Să vedem imediat trei holșuruburi. La fel facem și cu glisiera din partea stângă, fix în centru, suntem atenți și introducem cât mai drepte, cât mai perpendiculare șuruburile, astfel încât să nu se agațe de role, să nu creeze, să funcționeze cât mai perfect. Sunt niște orificii și șanfrenate special ca să intre șuruburile pe care le voi denumi acum și anume 3,5 ori 16. Deci șuruburile folosite pentru glisiere 3,5 ori 16. Și mai punem ultimul șurub de blocare, se numește acesta. Al patrulea. Deci punem unul în față, unul în spate, unul la mijloc și ultima dată prindem șurubelul acesta de blocaj. Da? Vă recomand să îl prindeți și pe acesta. Am prins glisierele pe mini pereții laterali și acum o să îi găuresc în cant pentru montajul celor două traverse. Vă aduceți aminte, are o traversă în față, una în spate. Pentru montajul acelor traverse
avem nevoie să găurim în can pentru realizarea asamblării cu șuruburile 7,50 euro șurubul. Da? Trasăm la 50, repet, aceasta este o cotă fixă pe care o folosesc, și jumatea materialului, respectiv 9 mm. Da? Dacă folosim șablonul acela, nu mai trebuie să trasăm la 9 mm, pentru că se vor realiza găurile automat la acest 9 mm. Da? Pentru că eu nu am folosit în acest produs, la momentul respectiv nu am folosit șablonul, l-am folosit, l-am trasat la mână și atunci trebuie să le fac cât mai perpendiculare, cât mai drepte, și mi-a fost nevoit de trasaj. Le-am găurit, le găurim cu burghiu de 5 mm, repet, în cant 5 mm, pe suprafață 6, 6,5 sau 7. Acum mergem la cele două legături, la fel, jumătate 9 mm și din capăt 50 de mm. Aceleași trasaje se repetă pentru că este o construcție foarte simplă, elegantă și de care ne vom folosi în acțiunea noastră de a construi un mobilier de bucătărie trainic, simplu și eficient. Da? Găurim pe suprafață și aceste două legături ca să le prindem între ele, de cele doi mini pereți laterali, să realizăm acel mini ansamblu. La fel, burghiu de 6 mm la ambele capete, după care o mică șamfrenare și le asamblăm imediat și le ducem la locul lor final. Șamfrenul sau zencul de care vă spuneam, repet, îl puteți găsi în comerț. Dacă aveți întrebări, puteți să puneți și aici în acest live și mă voi uita zilele următoare și vă voi îndruma. Dacă aveți nevoie de întrebări, puteți intra și pe acel grup de Facebook Do It Yourself Mobilierul Casei, despre care vă tot spun. Bun. Vedeți ce bine se va potrivi, aici este doar o mică probă, da? Cam așa ar trebui să arate, așa arată înainte, așa arată before și after, așa arată după, da? Îi realizăm o șamfraie fără să intrăm foarte, foarte adânc. Vă formați mâna experimentând, făcând probă pe materiale diverse și doar mai apoi utilizați în proiectul vostru, după ce vă obișnuiți un pic cu aceste tools-uri. Acestea din imagine sunt șuruburile Euro șuruburi Ericsson 7,50. Pentru a le înfileta avem nevoie de un imbus de 4 mm, un bit. Da? Am introdus bitul în mașină, dăm pe viteza întâi ca să nu se învârtă foarte tare, să simțim cât mai bine la mână. Începem asamblarea. Partea frumoasă, suntem atenți să se îmbine perfect la capete, la muchii, un aspect foarte, foarte important. Nu treceți peste acest lucru, foarte simplu. Puneți-le astfel încât în momentul când strângeți șuruburile să fie cât mai la față, cât mai fără grad, cât mai bine îmbinate. Da? Și pentru asta ne ajută aceste șuruburi Ericsson. După cum vedeți, eu mult de bor mașină și în direcția în care vreau să deplasez un pic îmbinările, dacă mut de bor mașină în direcția respectivă, avem un luft, un mic gap, un mic reglaj, să spun așa, de un milimetru stânga-dreapta, ce înseamnă enorm, un milimetru jumate chiar, stânga-dreapta, putem să le deplasăm din mână, din strângere. Nu știu dacă știați acest aspect, nu știați, dar, repet, se poate regla, se poate face din strângerea șurubului îndrepta către direcția dorită. Dacă din prima nu ne iese perfect, repet, putem desface și restrânge și o să vedeți imediat și la pereții lateral când o să-i pun. Da, mergem și la legătura din spate, o prindem de cei doi mini pereți laterali. Suntem atenți să fie totul flash, totul la linie, la M, cum vrei să mai zic. Da? Și acum prindem și placa inferioară de cei doi pereți laterali. Da? Suntem atenți la fel să fie totul flash. Se vede clar că aici, acum unde am dat eu cu mâna, că nu este totul în regulă. O să desfac șurubul și o să-l infiletez la loc, ținând presat un pic cu mâna către direcția dorită și îndreptând cu bormașina la fel către direcția dorită, astfel încât să iasă totul perfect, totul aliniat. Este un
aspect de ținut minte, de reținut, să iasă, repet, totul cât mai la M, totul cât mai la M. Întoarcem corpul, punem cu picioarele în jos, pe așa cum îi stă bine, și introducem ansamblul nostru cel mic, îl punem la locul lui final, astfel încât să stea foarte bine cuptorul pe acesta. Leg sprinderile între ele, se vor face cu șuruburi de 4:30, da? Folosim șuruburi, hold șuruburi de 4:30. La fel ne asigurăm ca să fie totul aliniat, totul cât mai drept, cât mai flash, cât mai aliniate, și doar atunci strângem șuruburile în varianta lor finală. Eu mă folosesc aici și niște cleme, astfel încât totul să iasă cât mai profesional. Doar atunci se vor închide bine ușile, la fel sertarele. Două șuruburi, unul în partea din față, unul în partea din spate, și este suficient pe fiecare parte. Două în stânga, două în partea dreaptă. Da? Suntem atenți încă o dată să iasă totul cât mai aliniat, totul cât mai perfect, așa cum ne dorim. Introducem sertarul, în momentul acesta este momentul potrivit, am ajuns foarte avansat, să spunem așa, cu lucrarea. Sertarul funcționează cum trebuie, v-am spus, dacă vreți să vedeți cote, intrați acolo pe acel material al meu. Eu nu mai stau acum că ne lungim foarte mult să prezint cum se construiește acest sertar. Urmează să-i prind și frontul, trasez două linii de ajutor, după care voi da două găuri cu burghiul de 3 mm. Aceste găuri sunt necesare introducerii șuruburilor de 4:30, care vor face prinderea între front și sertar. Da? Șuruburi 4:30 le introducem nu de tot, fără să iasă pe partea cealaltă. Aceasta este o metodă, mai sunt și alte metode de fixare a frontului de sertar. Introducem sertarul. Vă fac cunoștință acum cu banda dublu adeziv. Este în principiu necesară pentru lipirea oglinzilor, dar o folosim și în alte situații, cum ar fi fixarea fronturilor de sertar. Da? Punem două fâșii, una în partea stângă, una în partea dreaptă, dezlipim partea de protecție pentru a activa această bandă dublu adeziv, așa cum îi spune numele, are adeziv pe ambele părți, și fixăm acum cu atenție, lăsăm acest luft 1,5 în dreapta, 1,5 în stânga, așa cum am făcut atunci când am construit frontul, 1,5 de desubt, și ne apropiem cu ușurință, fiind asigurându-ne că lăsăm aceste lufturi de poziția finală, da? Ușor, puțin câte puțin, puțin câte puțin, până se realizează lipirea sau fixarea de acea bandă dublu adeziv. După care putem deschide sertarul, s-a realizat o lipire pentru moment dintre cele două piese, respectiv sertarul și frontul de sertar, dar nu este o lipire definitivă, pentru că în viitor ea se poate desprinde. Este o lipire făcută pentru moment, să spun așa. Da? Iar ca să fim siguri, după ce ne asigurăm că este totul aliniat, este totul făcut așa cum ne dorim noi, chestia asta putem să o facem și la montaj, adică eu vă recomand să strângeți un singur șurub și să mergem așa cu el la montaj, și după ce la montaj aliniem și stânga-dreapta, fronturile din stânga-dreapta corpurilor vecine, doar atunci introducem și al doilea șurub, că e posibil să mai avem nevoie de ceva reglaje. Eu nu o să fac asta pentru că eu sunt foarte sigur pe mine, așa că voi strânge ambele șuruburi. Eu vă sugerez să strângeți unul singur. Bun, le-am strâns, montaj final, am realizat unirea dintre front și sertar, o să mai montez și mânerele, și pentru mânere am un tutorial, puteți să vă uitați la el, acum a trecut doar așa în revistă și montajul mânerelor. În ziua de azi foarte mulți folosesc acele profile Gola, nu se mai folosesc mânerele, eu sunt așa mai old și îmi plac mânerele. Și o să le folosesc și în proiectele mele viitoare, de așa o eleganță mobilierului, când la final îi aplicăm aceste mânere. Asta este părerea mea, eu nu încerc să convin pe nimeni, doar mi-am expus-o aici pe acest live. Da? Și avem rezultatul final cu mânerul montat, picioarele montate, frontul la locul lui,
legăturile și este un loc special numai bun pentru a primi cuptorul nostru incorporabil, da? Cam așa arată, nu este ceva spectaculos, însă este destul de tehnic. Am prezentat cu lux de amănunte și montajul și cote și dimensiuni și așa mai departe. Sper să vă fie de folos și acum vă aștept întrebările voastre. Până se vor afișa aici în chat, mai vin cu o mică explicație. Am uitat eu să o adresez, să o spun aici în prezentare. Și anume, este vorba despre adâncimea cuptorului. Da? Această adâncime a cuptorului vine de la producător, pentru că văd că cineva a întrebat aici, da? El le spune să construim corpul nostru la minim 550 de milimetri, ca să fie totul clar, da? Deci minim 550 de milimetri avem nevoie să construim corpul. Noi îl construim la 510, lăsând în spate 40 de milimetri, repet, pentru această ventilație. Da? Deci avem nevoie de minim 550 de milimetri. Și încă un aspect pe care să-l subliniez. Vă sugerez ca în momentul când faceți măsurătorile, deci, în momentul în care faceți măsurătorile corpurilor, înainte să faceți proiectul mobilierului de bucătărie, să vă uitați la poziția prizelor. Pentru că acest cuptor are nevoie de o priză specială, o priză care electricienii, eu nu sunt electrician, dacă printre voi e unul dintre voi vreun electrician, poate să scrie și să spună mai multe amănunte, dar eu știu că acest cuptor are nevoie de o priză specială, dedicată, care să se ducă direct la tablou de siguranțe, această priză cu o siguranță de 16 amperi și mai ales ce vreau eu să scot acum în evidență, această priză să nu fie situată pe direcția cuptorului. Dacă este poziționată în această suprafață, în această arie, să spun, a lui, da, în spatele lui, unu, nu vom putea să decuplăm de la curent în cazul în care vrem să intervenim sau apare vreo problemă, deci nu putem să scoatem pentru dacă ea este poziționată în spatele lui, și a doua, această priză împreună cu ștecherul ne va împinge foarte mult în față cuptorul și astfel vom avea surprize și nu va mai intra, efectiv va fi poziționat fix așa, va ieși din profilul ușilor, da? Acest cuptor. Rețineți informația și anume faptul că în spatele cuptorului nu ar trebui să fie priza de alimentare. Puteți să o puneți sub cuptor, puteți să o puneți în dreapta sau în stânga lui, după caz, cum vă vine mai bine. Iar dacă ea este deja pusă, priza aceasta este deja montată în momentul când voi aduceți la măsurători, atunci încercați și vorbiți cu clientul și explicați-i că poate interveni o mică eroare și anume că al nostru cuptor e posibil să nu se alinieze cu restul fronturilor și să ne dea mici erori.
Asta când folosim blat de 600 adâncime, adâncimea clasică a blatului este de 600 de milimetri. Dacă schimbați această adâncime și găsiți un alt blat mai adânc, atunci puteți să treceți peste acel aspect al meu, această sugestie, însă blaturile cu adâncime mai mare sunt de 700, 750, 800, 900, sunt mult mai scumpe și nu le găsiți pe toate nuanțele. Acum depinde de fiecare ce alege, dar pentru un blat de 600, aceasta este adâncimea totală a corpurilor plus front de sertar, 570, astfel încât aici să rămână o distanță de 30 de milimetri. Acum, cu profilurile gol, am văzut că mulți se apropie mai mult de partea frontală a blatului și se modifică un pic acest 550 plus fronturi în 560 plus fronturi, 20 plus fronturi, 580 și rămâne o distanță aici în față de 20 de milimetri. Acum, depinde de fiecare, eu zic că este greșit, fiecare acționează și face cum crede că este mai bine pentru el. O să scriu aici numele grupului, Do It Yourself Mobilierul Casei. Da, da, a scris Gabi. Bun. Mai departe, acum aștept să, dacă aveți întrebări, să mi le adresați. Da, se pare că nu am fost foarte inspirat și n-am dat share în anumite momente când am folosit SketchUp-ul. Da, mulțumesc Nicolae, dar uite că am făcut aici o eroare la prezentare, l-am dat share când trebuia și nu s-a văzut chiar tot ce am vrut eu să se vadă. E prima dată când folosesc combinația asta de softuri și cred că am uitat să share-uiesc ecranul acolo unde atunci când era foarte mare nevoie, dar dacă toți sunt aici, haideți să mai completez cu o informație. În afară de nu aici. În afară de tipul acesta de corp pentru cuptor, mai avem nevoie de, mai există și varianta în care putem să întâlnim această situație și anume când corpul este construit diferit. Imediat, acum o să... Bun, mai există varianta când corpul nostru de cuptor este inclus într-un modul, da, ca acesta din imagine, și el este pus la semi-înălțime, să-l numesc așa, îndrept cu primul sertar de jos, da? Și mai există și varianta numărul 2, când corpul nostru de cuptor este la nivel cu blatul, de la blat în sus. Pentru această de-a doua situație sau a treia, da? Am realizat la fel un corp în SketchUp
pe care vreau să vi-l arăt, să-l trec în revistă. Da, acesta din imagine este imediat. Bun, acesta din imagine este corpul despre care vă vorbeam, în situația în care cuptorul este se găsește la înălțime de deasupra blatului. Acum, dacă avem această situație în care corpul nostru de cuptor este introdus sau vreți să arate sub un alt design asemănător cu ceea ce vă prezint eu aici, aici trebuie să ținem cont de câteva chestii. Se schimbă un pic datele problemei. Cam așa ar trebui să arate construcția lui, cam așa ar trebui să arate. Da? Cotele pe adâncime de data aceasta sunt la 550 de milimetri, însă rafturile sunt retrase, ne obligă producătorul să le retragem cu 40 de milimetri, adică să le construim așa cum am făcut eu în SketchUp, care nu știu dacă s-a văzut sau nu, 510 milimetri, adică, da? Așadar, carcasa, pereții laterali 550 de mm, iar rafturile sunt retrase cu 510 mm. Placa inferioară, la fel, va fi pe tot gabaritul corpului, dar va fi nevoie de acest decupaj de 40 de mm. Da? La fel, din aceleași motive, pentru a se realiza fluxul acela de aer, răcirea, respectiv răcirea motorului și a cuptorului. Da? Observăm că din lateral, dacă ne uităm, nu se vede o mare diferență față de un alt modul asemănător, însă în interiorul lui rafturile sunt toate retrase, tocmai pentru a se realiza acea ventilație. Dacă sunt întrebări referitoare la cotele de construcție, o să intru în amănunt chiar acum. Dacă nu, eu am vrut să-l trec în revistă și să vedeți că există și această posibilitate. Față de ce v-am prezentat eu anterior, asta trebuie să țineți minte și, bineînțeles, aici să realizăm un decupaj în acest raft pe care se sprijină. Apropo de asta, montajul cuptorului se realizează cu două șurubele. Haideți să prezentăm și acest lucru, abia că mă învăț și eu cu softul. Deci, întreaga greutate a cuptorului stă în două șurubele. De aceea, eu consider că e bine să avem grijă cum construim imediat, cum construim corpul și vi-l recomand sub această formă, pentru că toată greutatea lui ar sta în aceste două șuruburi și nu cred că este foarte safe. Imediat o să pun și ceea ce vreau eu să arăt. Da? Observăm, cuptorul vine de la producător cu două șurubele speciale, da? Acestea două din stânga. Toată greutatea lui, practic, să mențină în aceste două șurubele și pe acel raft. Da? Așa că acel raft trebuie gândit astfel încât să fie prins foarte bine. Dacă punem acele două mici pereți lateral din stânga-dreapta, atunci rezolvăm problema. Da? Și se vede clar cum sunt introduse aceste două șurubele în cantul corpului nostru de mobilier. Și practic și teoretic, cuptorul stă prins doar în cele două șuruburi, dar după cum știm, este foarte greu și de aceea, pentru a evita neplăceri, eu vă sugerez să găsiți o
variantă de construcție astfel încât să stea cât mai bine. Acum că am văzut și aceste detalii, aș vrea să mai intru o dată la SketchUp aici și să arăt cotele de construcție a corpului de mobilier. Nu știu cât s-a văzut, cât nu s-a văzut, da, a acestor două mici construcții. O să le mai arăt și pentru mini corpuleț. Până atunci o să vă aștept întrebările și o să le luăm pe rând pe toate, să vedem dacă mai e ceva de spus. Dacă m-am făcut înțeles, în afară de faptul că am uitat să dau share screen. Așa e cu tehnologia asta, până ne obișnuim. Așa este, mai greșim, mai avem erori, dar este și bună, ne folosim de ea. Uite cum eu pot să fac aici o prezentare și să ajungă informațiile la voi cu ajutorul tehnologiei, cum ar fi să fac pe hârtie cu creionul, mi s-ar părea mult mai complicat. Deci, acestea sunt cotele micului nostru corpuleț, care se va introduce aici în corpul mamă, să-l numesc așa. Păi, haideți să revenim să vedem întrebările voastre. Bună seara! Cum export dimensiuni în proiectare spre CNC? Constantin, pentru asta ai nevoie de un plugin. Pentru asta ai nevoie de un plugin separat. Cred că este contra cost. Caută-l, îl vei găsi și voi putea face export către CNC. Te asigur. Nicolae Alin Mocan. Am câțiva prieteni care au accesat și cursurile tale și au fost super mulțumiți de informațiile oferite acolo. Pentru cei care nu știu, unde putem găsi cursurile? Mamă, mi-ai dat întrebare la fileu. Păi, următorul curs va începe exact mâine, pe data de 10 ianuarie, da? Și o să vă pun, dacă este de interes, o să vă pun link-ul aici în chat. Mâine la ora 7 va fi primul modul al cursului pe care îl țin și el se va desfășura în felul următor. Fiecare vine cu un proiect de mobilier pe care o să-l luăm de la zero și trecem prin toate etapele. De la proiectare până la execuție, da? Se va desfășura pe un grup de Facebook privat, vom fi toți acolo. Voi intra, voi prezenta noțiuni, fiecare va lucra pe proiectul lui, pe propriul lui mobilier și eu mă voi asigura că este totul în regulă. Cam așa se va desfășura, mâine va începe, dacă vreți vă puteți înscrie și în seara asta, pentru că încă mai este timp până la ora 12 noaptea. Pentru link puteți să intrați pe canalul meu de YouTube și ultimul filmuleț este prezentarea acestui curs. Intrați acolo și găsiți link-ul și vă înscrieți. În caz că sunt doritor, puteți să scrieți aici în chat și la sfârșit o să pun eu link, mie să nu stric ceva. La sfârșitul tutorialului o să pun eu, la sfârșitul acestei live, o să pun eu link-ul către detaliile acestui curs, care, așa cum v-am spus, va începe mâine seară. Mă voi ocupa, sunt un număr de cursanți înscriși, foarte bine, de aici 100% voi ține acest curs, pe care vă aștept, pe cei care doriți, puteți să vă înscrieți și să participați. Da, pot să vă spun din start că cei care au muncit, cei care au lucrat, au avut rezultate. Și la sfârșit ce au postat mobilierul pentru prima dată, făcut de propriile lui mâini cu ajutorul meu, dar eu l-am ajutat mai mult la partea de proiectare și cu informațiile. Rezultatele sunt după implicarea fiecăruia. Da. Ovi Arad, mulțumesc pentru răspuns, dar 540 sau 550 mm, mă rog, adâncime cuptor plus 20 front,
în spate 1030 de milimetri, dă 610. Deci blatul trebuie să fie mai lat, corect? Păi nu, tocmai ce ți-am arătat, da? Tocmai ce am arătat că corpul ar trebui să aibă 510, nu aici, asta e în partea cealaltă, imediat. Numai un pic, acum nu mai uit să dau share screen. Bun, păi producătorul ne spune că avem nevoie de un mini 550, plus buza aceea lui, respectiv adâncimea frontului, ar ajunge la 570, blatul are 600, deci matematică pură, sau pot să mai arăt în felul următor, să mergem aici la prezentarea aceasta a bucătăriei, da? Și atunci, din spate de aici, de la perete, până în fața aici, trebuie să avem 550 de milimetri. Iar buza acestui cuptor are 20 de milimetri, într-adevăr. Deci 550 și cu 20, ajungem la 570. Adică din spate de aici, deci de aici din spate, până în fața aici, în fața frontului, trebuie să avem 570 de milimetri. Și mai rămân 30 liberi. Deci blatul de 600 este potrivit doar dacă respecti aceste sugestii și în spate să nu pui priză în spatele cuptorului, cum am sugerat cumva. Da? Revenim tot cu acest corp, că poate... Bun, mai departe. Constantin, deci cred că răspunde cuiva OpenCAD List, da, este o extensie care scoate cotele OpenCAD List. Mai departe, pe când o insulă de bucătărie, wow, păi Tana, necesită o prezentare amănunțită această insulă. Da. Este interesantă, Constantin, întrebarea ta. Probabil că la un moment dat o să prezint și un astfel de corp de mobilier. Cel mai bun review. Pentru găurile, pentru euroșurub, cum procedezi să știi cât de adânc să fie? Păi, poți să folosești acel șablon de care ți-am vorbit și ca și altă variantă, am un tutorial în care vorbesc despre cum se folosește o bormașină și acolo vin cu aceste explicații despre cât de adânc să intrăm cu burghiul în găurile noastre. Da? Te poți uita la acel videoclip și să acolo să vin cu aceste explicații și cum dăm gaură perpendicular cu burghiul și cum să avem control asupra adâncimii burghiului, cât să penetrăm, cât să găurim. Da, îți recomand să te uiți la acel videoclip sau poți să-l cauți pe YouTube sau pe Google cu cum se folosește o bormașină. Da? Și acolo chiar este super interesant videoclipul, ai de învățat, mă rog, de multe informații cu siguranță de care vei avea, te vei folosi de el. De câte ori folosești bormașina, spun că acele informații te vor ajuta. Bun. Costel Mihalcea, te cunosc, mulțumesc pentru că mă susții, Costel, mulțumesc pentru comentariile făcute. În privința cuptorului, corpului de cuptor este totul clar pentru mine, poate pe viitor aportez și confecționarea corpurilor de colți și superioare și inferioare. Da, Costel, așa este, la colțurile de colți, într-adevăr, acolo este un pic de tot mai complicat, la fel, nu știu dacă aș putea să o fac într-un live, cred că ar trebui să iau mai la fel câteva, așa, să-l împart pe module și să vorbesc, dar la corpurile de colț este totul foarte personalizat pentru fiecare. Doar câteva așa informații de bază să le prezint și iar să pot fi de ajutor.
Nicolae Alin Mocanu, omul cât trăiește în vasă, așa și acum noi învățăm de la tine, ești mulțumesc, acum fac și eu ce pot, da, îmi place să ajut dacă pot. Peste 15 kg, zice Cristi, are un cuptor, da, Cristi, mulțumesc pentru informația mai exactă, bună. Pe site la șabron scrie stoc epuizat, se mai pot comanda, așa este Dinu Nimas, așa este, în a doua parte a lunii vor fi eligibile, vor fi acolo. Deocamdată mi-am construit atelierul, abia aștept să vi-l prezint, un atelier nou, construit de la zero, o să îl dotez așa cum se cuvine, mai am foarte puțin de lucru la el și de acolo o să fac și transmisiunile și o să revin în forță pe acest canal de YouTube cu informații din lumea mobilierului. Abia aștept să termin și să pot să mă desfășor. De aceea nu mai sunt șabloane, că n-am putut să lucrez la ele ocupându-mă de construcția atelierului. Deci sper ca la sfârșitul săptămânii să fie eligibile. Beruții, se ancorează și corpurile inferioare de perete? Da, este bună întrebarea ta, ca și celelalte. Se ancorează doar în câteva cazuri și anume dacă aceste picioare, imediat să dau aici, am ce scrie de data asta. Doar dacă aceste picioare sunt montate mult mai în față. Deci, în momentul în care picioarele sunt montate la foarte în spate, din diferite motive, nu stau să le analizez eu acum, deci doar dacă picioarele sunt montate mai în spate, atunci este pericolul ca acest întreg corp, da, acest întreg corp să da, nu mi este. E posibil ca corpul să se încline din cauza poziției acestor picioare și atunci avem nevoie de prinderea lui în perete, dar 99,9% de cazuri nu se prinde corpul de mobilier în perete, deoarece în momentul în care se vor monta la final, acesta se va prinde de vecinul, deci din dreapta, din stânga și așa mai departe și se formează un ansamblu și mai rigid, și mai puternic. Dar chiar și un singur corp individual, acesta nu se va destabiliza foarte ușor. Plus că ele sunt și sub greutate, sub obiectele noastre pe care le introducem în acestea. Deci răspunsul este nu. Doar dacă, repet, picioarele acestea sunt prinse mult mai în față și atunci ele s-ar putea răsturna ca și corpuri. O să las și așa imaginea să vedeți cotele. Cred că aici am explicat eu și nu am dat share screen. Bun. Revenim la întrebările voastre. Ovi Arad. Adâncime corp turn sau săldețel, cel de 550, nu corespunde cu blatul de 600. Deci, chiar plus 20 mm fronturi. Da, așa este. Nu corespunde cu 60, iar dacă am așeza blatul lângă acel corp, există într-adevăr o diferență acolo de 30 de milimetri. În anumite cazuri se teșește, în anumite cazuri se lasă așa. Într-adevăr, acolo este o mică, mică, mică divergență care se poate schimba cu acea adâncime. Însă, fii atent, Ovi, ce vreau să spun eu acum.
Bun. În momentul în care noi mergem peste această adâncime de 550 de milimetri, da? Să spunem că vom avea aici 580 de milimetri. Dacă noi trecem de această adâncime de 550, mergem către 560, 570 plus fronturile, în cazul în care vei avea mânere, mânerul acesta va ieși din profilul blatului și atunci, când vei trece pe aici, pe lângă mobilier, piciorul tău se va lovi de acest mâner. Da? De aceea, eu propovăduiesc și vorbesc despre această cotă care să rămână aici în fața blatului de 30 de milimetri, da? Pe care eu consider că este mai mult decât necesară, da? Această cotă de 30, să o fac așa cu roșu, să vedem dacă reușesc, da? Așa. Bun. Între front și fața blatului să rămână un 30 de milimetri, ca să putem ascunde mânerul. Asta în cazul în care avem mânere la faza asta cu profilele gola, putem să scăpăm de această variantă și să modificăm acești 550, să ne ducem pe la 580 și cu fronturile să ajungem la 600 și să ieșim în același profil cu blatul. Sper că m-am făcut înțeles și atunci nu vor mai fi diferențe între corpul de 550 și blat. Da? Deci doar în acest caz, când avem profile gola, putem să modificăm această adâncime de 550, să ne ducem la 570 sau 580 și să iasă fronturile în ras cu blatul. Adică așa cum am făcut eu aici prezentare. Dar dacă avem mânere, în cazul ăsta e foarte periculos să facem astfel, pentru că când vom trece pe lângă corpul nostru de mobilier, ne vom agăța de aceste mânere și ne putem accidenta serios. Cristi întreabă, în ce localitate este atelierul studio de filmare? Este undeva în județul Prahova, Cristi, dacă ajungi spre apropiere de mina de sare de la Slănic Prahova sau cine are drum în zona Slănic Prahova, puteți să lăsați un mesaj și să trecem să ne vedem câteva secunde, câteva minute pentru o discuție. Da, în zona aceea este Slănic Prahova. Dar încă nu este gata, Cristi, repet, mai am să-l dotez. Și din motive medicale, momentan nu am cum să fac acest lucru. Cu plăcere, Ovi. Așa că vă aștept în continuare întrebările, vă amintesc de curs și de un like, să lăsați un like aici pentru a duce cât mai departe acest live, să ajungă la cât mai mulți oameni. Tot era și Ioan, în spatele blatului se poate pune o grosime de 18 și vii cu blatul în față și mai recuperezi în față. Înțeleg ce spui, Ioan, o să faci asta, dar eu nu pot să recomand, nu pot să duc mai departe ceea ce spui tu, nu pot să prezint această informație pentru că este cumva o adăugare pe care o pui, cumva o metodă care iese un pic din originalitatea mobilierului, cred că asta ai vrut să spui imediat, o să... Deci tu spui în felul următor, să modifici blatul, să dai mai în față cu 18 mm și în spate aici să pui un crâmpei, care dacă nu vei avea un înălțător, acel crâmpei se va vedea. Adică tu vrei să pui aici un stripe, un adaos în spatele blatului și astfel toată construcția se va duce mai în față cu grosimea acelui stripe. Eu nu pot să prezint așa ceva,
Dar fiecare face cum crede că e mai bine și este liber să să aleagă varianta potrivită lui. Bun, mergem mai departe cu frumoasele întrebări. Ovi Arad întreabă, de curiozitate, de vitez material pe CNC sau cu circularul? În momentul de față nu debitez materialul, îl iau gata debitat. Am lucrat pe CNC, am lucrat și cu programele pe care le-am importat și le-am dat mai departe la CNC, am lucrat și pe circular. De curiozitate, cred că ți-am răspuns. În momentul de față, sunt foarte multe firme care, deși au utilaje gen CNC, preferă să externalizeze acest serviciu de debitare către alte firme. Repet, deși le conțin, le au atât, deși le au fizic, atât mașina de debitat cât și cea de cântuit, cunosc personal foarte multe firme, repet, care externalizează acest serviciu. Deoarece firmele care oferă servicii de debitare și cântuire au niște mașini atât de profesionale încât calitatea pe care le oferă, pe care le redă acestor materiale este una înaltă. Adică cu utilajele din curtea proprie nu ai putea să scoți calitatea acelor firme care se ocupă strict cu debitare și cântuire. Și atunci ei preferă să externalizeze și să ia plăcile gata, tăiate și cântuite și să facă în propriul atelier doar anumite operațiuni cu circularul, da? Gen, dacă ai greșit vreo placă, dacă ai decupajii de făcut și așa mai departe. Restul plăcilor le ia, efectiv, le primesc gata, debitate și cântuite, fără să mai investească timp și oameni pentru aceste operațiuni. Și preferă, repet, să le ia gata, debitat. Nu toate, dar major, o parte din ele procedează astfel. Așa că eu, în momentul de față, nu mă mai ocup cu debitatul plăcilor, îmi caut un producător, un provider, de la care eu îmi iau aceste plăci, aceste bucăți gata, debitate și cântuite și eu mă ocup de asamblare și foarte mult mă ocup de proiectarea mobilierului. Din punctul meu de vedere, proiectarea face cam 70% din proiect. Da? Ai un proiect corect făcut, restul totul se simplifică, totul devine mai clar, ceața se disipă, să spun așa, și cam asta e. După care, operațiunile, cum le faci, unde le faci, depinde de fiecare, dar proiectul să fie proiectul să fie corect făcut. Cred că aici face, proiectul acesta face diferența dintre un mobilier de calitate și unul de calitate mai joasă. Optimizarea acestui proiect, cum știi să așezi corpurile în spațiu, cum te gândești în bucătărie să așezi electrocasnicele, care este ordinea lor, cum să optimizezi, repet, și costurile, accesoriile, ce accesorii să alegi, cum să le implementezi în mobilierul tău. Aici se face diferența și nu neapărat în debitarea plăților. Plăcile, în schimb, le obții, repet, dacă externalizezi acest serviciu. Asta este părerea mea. Altfel, ar trebui să ai o mașină de cant de o calitate mare, care acea mașină de cant are foarte multe condiții pe care le pune să funcționeze în condiții optime. Trebuie să ai anumite temperaturi în atelier, temperaturi să funcționeze, cuțitele se mai defectează și mentenanța e destul de greoaie. Asta e părerea mea, ce am văzut eu în această industrie. Beruții, cred că este
numele tău, iei materialul și gata, acarotat, frezat, de exemplu, pentru burlan, hotă demontabil sau doar debitat și cântuit? Răspunsul este că iau materialul doar debitat și cântuit. Restul procedurilor, restul operațiunilor le fac în regim propriu. Da, în funcție de nevoile pe care le am. Îmi place foarte mult să lucrez cu Oberfresserul. Am la fel câteva tutoriale pe această temă. Vă aștept în continuare întrebările. Dacă mai sunt. Da. Mai sunt, cred că. Da. În ce cazuri folosești demontabil în loc de euroșurubul? Cel mai bun review. Cel mai bun review, o să-ți răspund imediat. Mulțumesc de întrebare, îmi dai posibilitatea să subliniez acest aspect, la fel mi se pare destul de important. Imediat, foarte pe scurt, o să vin cu această explicație. Bun. Să presupunem că suntem în cadrul acestui proiect. Toate plăcile vizibile, absolut toate plăcile vizibile, pentru toate plăcile vizibile, cum ar fi acești doi pereți laterali, folosesc demontabil Blum. Da? La fel și în partea asta. Deci toate plăcile, toate corpurile de mobilier, toți pereții laterali, absolut tot ce se vede, folosesc demontabil Blum. Restul folosesc acele șuruburi Ericsson. De exemplu, aici unde se prinde un corp de celălalt, unde nu este vizibil, demontabil, aici folosesc euroșuruburi, respectiv șuruburi Ericsson. Sunt același lucru, dar au denumiri diferite. Le veți găsi în anumite magazine, ori euroșuruburi, ori șuruburi Ericsson 7 cu 50. Aici avem perete lateral, vizibil, folosim demontabil Blum. La fel și aici. Deci în toate corpurile de mobilier vizibile folosim demontabil Blum. Pentru demontabil, la fel am un tutorial amănunțit, în care explic cote, dimensiuni, cât se frezează, unde se frezează, cum se prind, cum se strâng și așa mai departe. Demontabil de la Blum. Deci, cred că ți-am răspuns. O, vi se prinde numai dacă este suspendat. Așa este, corpurile suspendate se prind în perete. La fel, pentru acesta am un tutorial expre, un tutorial dedicat pentru agățarea corpurilor în perete, pentru prinderea, pentru fixarea corpurilor în perete. Am un tutorial special pentru așa ceva. Dacă scrieți cum se prind corpurile de mobilier în perete, cum se montează în perete, rezultatul va fi acesta. Puteți să vă uitați, este făcut în amănunt, este făcut. Ovi are o problemă cu țevile din spate. Nu am înțeles la ce se referă. Tot Beruții, vei face și un tutorial pentru cotele sertarelor Blum Tandem sau nu ești adeptul lor? Te anunț, Beruții, că am un tutorial complet pe această temă. Așa cum am spus, vei găsi pe canalul meu de YouTube o serie de materiale, 3 la număr, 1, 2 și 3, în care explic în amănunt tot ceea ce ține de aceste sertare. De la proiectare, la construcție, alegerea lor, avantaje, dezavantaje și așa mai departe. În cadrul acestui material, din 3 episoade, sunt 6 tipuri de glisiere, 6 tipuri de sertare povestite, analizate. Printre aceste tipuri de sertare se află și acest tandem de la Blum. Avem tandem, avem extragere totală, extragere parțială, movento, avem antares, avem glisiere cu închidere normală și mai este încă unul, nu mai știu. Deci 6 tipuri de sertare explicate în amănunt, step by step. Doar să vrei.
Da? Și pentru toți, atunci când vă uitați la tutorialele mele, vă aș ruga să lăsați și un comentariu, mă ajută foarte mult. O să mă susții doar printr-un comentariu, un like. Contează foarte mult pentru mine. Deci, Beruți, intră și uită-te, pentru că vei găsi acolo totul explicat în amănunt. Întrebare cu luftul dintre fronturi de 3 mm sau 2 mm? 3 mm obișnuiesc să las între fronturi, Ovi Arad. La fel, găsești pe tutorial, în acea prezentare și explicația asta. Mai am încă un videoclip unde vorbesc despre cum se construiesc sertarele în 3D. La fel și acolo explic acest lucru, acest amănunt. Mai am tutorial cu Aventos HF, cum se montează, și acolo sunt două fronturi, unul sus și unul jos, și explic care sunt cotele, cum le scot, cum să le extrag și așa mai departe. Deci acolo, în toate cele aceste exemple de care îți povestesc, vorbim de 3 mm cotă între frontul. DJ Photofilm Evans. La mulți ani, domnule Constantin, la mulți ani, sunt Florin, la mulți ani, Florin, placa pe care stă cuptorul, cum se prinde de modul? Păi, dacă vorbim despre varianta aceasta pe care am prezentat-o în SketchUp, și anume bun, deci dacă vorbim despre acest tip de construcție a mobilierului, în care cuptorul este introdus în acest corp inferior, în această bază a corpului de mobilier, dacă vă uitați în prezentarea pe care am făcut-o din atelier, am prins acest modul de baza existentă cu orșurubul de 4x30. Le-am fixat foarte bine și le-am prins. Dacă vă referiți la acest tip de corp pentru cuptor, pentru introducerea cuptorului, atunci această placă pe care va sta sprijinită, susținut cuptorul, după caz se va prinde în demontabil blum sau în euroșuruburi. Dacă peretele nu se vede, îl fixăm cu euroșurubul 7x50. Dacă peretele este vizibil, folosim demontabil blum. Cu specificația că personal aș pune aici sub acest raft ori niște colțare metalice care se vor vedea, ori niște șipulițe pentru o prindere suplimentară, astfel încât toată greutatea cuptorului să nu se țină doar în aceste accesorii, în această feroierie, fie demontabil blum, fie șuruburi Ericsson, ci să se mai susțină pe ceva, repet, ori niște colțare metalice, ori niște șipci, fiecare după cum crede și consideră. Deci cam acestea sunt cele două variante. Sper că am răspuns. Să le las așa pe ecran. Bun. Ce grosime a cantului recomandați? Bogdan Usasan întreabă: ce grosime a canturilor recomandați pentru fronturi? Toate fronturile cant de 2 mm. Pentru restul ABS, cant ABS de 2 mm. Pentru restul plăcilor, angrenajelor, puteți să folosiți și cant de 0,4 mm. Dacă mi-aș face pentru acasă la mine, tot mobilierul l-aș placa, l-aș dota cu cant ABS de 2 mm. Fie că vorbim de sertare, rafturi, pereți lateral și așa mai departe, peste tot aș pune cant de 2 mm. Într-adevăr, costurile sunt un pic mai mari, dar ținând cont că ne facem o singură dată mobilierul, e o investiție, vreți să țină cât mai mult timp, atunci eu aș merge pe această variantă de cant ABS de 2 mm peste tot. Dar dacă facem la nivel industrial, dacă facem mobilier pe comandă, un mic business, atunci costurile sunt mult mai mici dacă folosim cant de 0,4 mm, adică mult mai mici. Sunt mai mici.
Așa că, în funcție de buget, repet, ori pui cam de 2 mm peste tot, dar în cazul fronturilor nu negociem aici. 2 mm, roată, contur de 2 mm. Uvi arat și atunci luftul faci de 2 mm sau 3 la fronturi. Repet, între fronturi 3 mm. Bun, vă aștept și pe ceilalți dacă sunteți, mai aveți alte întrebări. Dacă nu, o să ne oprim aici. Au trecut 2 ore 16 minute. Vă mulțumesc pentru că a stat până la această oră. Vă mulțumesc, sper că ați luat informații interesante și că seara ați petrecut-o cu folos. Am mai învățat câte ceva, o informație dacă ai luat-o, eu mă declar mulțumit. Pentru faptul că nu s-a văzut chiar foarte bine, asta este numai ce să fac. Așa se întâmplă când se face totul live. Pot interveni erori de comunicare, de exprimare, de limbaj, de erori tehnice, pentru că eu am dat share screen. Se întâmplă. Acum eu mă declar mulțumit de ce am făcut în această seară. John YouTube îmi spune, ești super om, mulțumim. Și eu mulțumesc. Cristi spune, folosiți fâșii de PFL pentru luft de 3 mm. PFL are grosime de 3 mm. Da, așa este, Cristi, și ție îți mulțumesc pentru susținere și pentru toate comentariile. Așa este, între fronturi poți să folosești. Hai ca să și explic ce ai vrut să spui cu acest PFL. Da, să presupunem că suntem aici, în acest caz, da, și între fronturi ar trebui să fie un luft de 3 mm. Așa am spus, da? Și atunci, ca să putem să realizăm montajul acestor fronturi, ne ajută ca și suport, ca și șablon, ca și tip centrist, după ce montăm primul front desertar, da? Am montat primul front desertar, am pus fâșia de 3 mm de PFL, care reprezintă fix luftul necesar între fronturi să funcționeze, punem aici fâșia aceea de 3 mm și apoi așezăm al doilea front prin diferite variante de fixare. Asta spune domnul Cristi, care încă o dată îi mulțumesc pentru susținere, pentru comentarii, pe care îl aștept dacă ajunge la spre Slănic să stăm la un pahar de vorbă. Și pe ceilalți, pe restul, dacă vreți să ne vedem, asta și în condițiile în care voi fi în acea zonă la momentul respectiv, pentru că nu locuiesc acolo. Bun, întorcându-ne la frumoasa prezentare, să vedem dacă a mai venit cineva cu vreo întrebare. Seară plăcută, mulțumim, gata! Mulțumesc, domnule Barbu, te recomand pe viitor. Vă mulțumesc și eu încă o dată pentru că a stat aici alături de mine. Mie îmi face plăcere să vorbesc despre mobilier. Aș sta și până dimineață dacă pentru mine nu ar fi ceva așa, un efort foarte mare. Vă mulțumesc că a stat până această oră cu mine aici live pe YouTube, streaming live, și vă urez o seară minunată în continuare. Să lăsați comentarii atunci când vreți să aflați lucruri noi, când vă blocați, și eu încurajez pe fiecare să ajute cu ceea ce știe, pentru că, după cum știm, ce faci în viața aceasta se toarce asupra ta. Fie că faci lucruri bune, fie că faci lucruri mai puțin bune, vei plăti la masa la care consumi. Așa că, dacă șeruiești din ce știi, nu cred că ai cu ce să greșești, nu cred că ai cu ce să îți vor lua alții pâinea de la gură, nu cred așa ceva. Pentru că eu, ca să fac acest live, va trebui să mă informez de ce evoluez și eu, și așa că asta cred că este cel mai important, unul dintre cele mai importante lucruri în această viață, să evoluăm. Gata cu vorbărea aia, gata, am vorbit extrem de mult. La fel, dacă aveți întrebări, puteți să mergeți și pe acel grup de Facebook. Este un pic mai liberă acolo toată desfășurarea. Dacă nu ai ești pe
YouTube. Încă o dată vă urez seară plăcută, vă mulțumesc că ați stat lângă mine și în 2023 de poveste. V-am salutat!